Acest program poate fi vizionat de copiii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Drag. Măiculiță, maică, hai Mihaela, mai repede și șez în urmă, treci în față, lângă Gunea, uita cum le cheamă. Băi, leu, măiculiță. De când am fost în sat părintesc la Mâca. Uau, dar mă cărghine când ne-am modernizat. Avem și taxi, bădă prost și primit. Auzi, Matali, ia să opriți la poarta azi de lemn. Așa, ai, în coleac. Băliu, băliu. Hai, Mihaela, făcuța, făcuța, rușinie. Așa, bravo, arată, arată. Te vadă o lume întreagă de măgăriță ești. Și te mănâncă, așa-i? Ai rapă, nu și zi, băi. Dă-te rog mâna totuși să mă învârți capăt. Cum îți zice? Igor. Igor, Igor, aș, of. Atent, băliu. Băliu, băliu. Hai, la revedere, iau-te cum și-a tăti trei măgăriți. Deci Mihaela, Alondra și Roza. Și Igor. E și Dora, îmi spune, mulțumesc. Dar și râdeți, oameni buni, și vizitivul Igor, hai, mă duc ea ca de aici, de aici mi-a rămas telefonul, așa. Așa, în ziua de azi, fără telefon mobil, nu poți face nic. Hai, la revedere. Te-ai plătit mâine, în natură, adică o buchet de liliac. Uau, măiculiță, maică. Căsuța asta mie, căsuță! Îi poartă, iar și vecinii mă filmează și ei. De mult n-ați văzut-o pe a patra, așa, e numai tică. Hai, mă duc eu. Băleu, băleu. 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 Hai, salutați-mă, ca să vă vedeți și voi în cadru, așa, așa. Of, casa asta, pământul ăsta. Florile astea încă nu au florit. Oh, să vadă amuia Mâca, mie Mâca Funia, Dumnezeu să odihnească în pașii. Mare spurcășiune a fost. N-am cui să amana. Oh, Doamne, văleu, văleu, ia ca și masa, cât că a fost aici. Iura, tu ai pus pe masă, măi, a priori wine. Cum, fără a priori wine, eu nu mă duc nicăieri. Stai că mă sună nu știu cine. Îi lasă. Așa-i, așa-i, dragi moldoveni, măcar de sărbători, gine când venim acasă, gine când ne întâlnim în sânul familiilor. Am venit și eu la mine în sat, la Butuceni, că de aici ai străbunica lui Străbunielul, lui Bunielul, Dumnezeu să-l iert și pe mine să mă iert. Cât are mult mai păcătuiesc. Și face? Ei, Dumnezeu să-l ierte, așa-i, dacă îi dai mult cu bâlba, te duci repede. Ia ca să intru o leacă în casă. Căsuța asta, dacă ne-o flori și mușcatele. Iura, te rog eu frumos să ne uzi colecție, că dam ni s-o ofilesc. Așa, băleu, căsuța asta plină de amintiri. Băleu, ca și ușa asta care ne-o format de ștele. Băleu, o leacă dușea molii moartă, dar vorba și ei oameni, băghini că eu și... Așa, așa, de Doamne, iartă-mă, dar și e ca și luni... slava Domnului! O, măiculiță, maică! Băleu, mă scuzați, oameni buni, dar știți așa, au trecut la mine așa o cuțită inimă. Și ne-am adus aminte de tăt și elea. De tăt și elea, ia că aici am crescut și eu. Aici au crescut și sori mea și mami mea și tat mea și... E ca avere, că noi muri, e ca am și dat de pomană. Știți că noi oamenii, toată viața trăim, adunăm să avem cu și sningroabe. Oleg, ne Oleg! Olegusul meu, e de fataua!
E la prima nuntă, lască. Dacă nu-ți merge cu Oleg, îl iei pe Borea. Ia filmează-l, te rog, în portret, Dumnezeu să-l ierte. Eram tineri și frumoși. Oleu. Se vede binișor așa. Bravo, băi, e că uitați, oameni buni. Așa era pe timpuri, așa m-a învățat Mâlca. Iura, nu-i fie tu nici semne. Și bunielul a fost, e ca fata-o. Băliu, asta-i semn bun. Înseamnă că m-am mărit a patra oară. Filmează, te rog, să vadă cât de gospodin am fost până nu de mult. Când eram tânări, oameni buni, luam și croșetam. Și după asta, oameni buni, am dat de sulă și m-am apucat de cusut ochii. Așa îi trecem de la o etapă la alta. Și zi, băi, ce ați făcut, oameni buni? Că eu am fost la Paris, da, cu asta, cum o cheamă? Adela, Deli, așa am sărbătorit și ziua Europii. Dar voi ce ați sărbătorit? Că au fost 9 mai zilele astea. Și am înțeles că au fost așa... Măi, parcă chiar îți mireasă. Și au fost concert peste concert. Deni Pabeda, Deni Europa. Oameni buni, și sărbătorește Moldova pe 9 mai, bineînțeles că știi mai bine decât toată lumea, cu mătra mea, Raisa Buhnă, bârfa cu mătra mea. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Raisa Buhnă și vă prezint bârfa zilei. În Republica Moldova, ziua de 9 mai este declarată zi de odihnă. Unii marchează ziua victoriei, alții ziua Europei. Pe când ceilalți cetățeni au parte de o mini-vacanță, chiar dacă va trebui să recupereze ziua de muncă într-o sâmbătă. Spuneți, vă rog frumos, de ce nu lucrați? Nu lucrăm, suntem azi în zi liberă. Ce sărbătoriți? Domnișoară. Nu vreau de mișoară. Ce sărbătoriți? Ce sărbătoriți? Tot ce-i frumos. Tot ce-i frumos. Ce-ar să ne sărbătorim, da? Pentru pace, pentru sănătate, pentru prosperitate. Nu, для меня хорошее настроение. И День Победы, и недавно Пасха была. И сейчас вот слышу, уже присоединились День Европы. За чего удихнет азбу, сынте слава? Știu, dar nu vreau să râvesc. Nu. Dar sărbătoriți sau nu? Sărbătoriți. Ce sărbătoriți? 9 mai. Apoi eu înțeleg 9 mai, dar ziua Europei sau ziua Victoriei? Împreună. Împreună? Da. Asta-i bine, ne-am stat împreună. Sigur. Adică să le împăcați și lupul și oaia. Așa. Da, jurnal, dar eu cred că sunt pe asta. Acum suntem albaștri. Publica. Deci publica e albaștri. Ești prime albaștri? Ești prime. Păi ori tăiază. Apoi ce sărbătoriți dumneavoastră? Ziua Europei. În sfârșit am găsit o părere de oameni care sărbătorească Ziua Europei. Ce sărbătoriți prin de 9 mai? Nu știu, eu de exemplu nu sărbătoresc nimic. Nu sărbătoresc nimic, da? Nu. Dumneavoastră sărbătoriți? Ziua Europei, nici Ziua Victoriei. Da. Vă dați sau nu? Nu. De ce nu sunteți la locul de muncă sau la muncă? Ne odihnim astăzi. Tot de ce vă odihniți? Ce sărbătoare e anul? 9 mai. Apa, anume, ce sărbătoriți pe 9 mai? Nu, cum se spune, biruința, oricum se spune. Ziua Victoriei? Da, da. Asta sărbătoriți dumneavoastră, dar cu Ziua Europei cum stăm? Așa, ca da. Ne se obișnuim, da? Pe nimeni. Am înțeles, dumneavoastră vreți împăcați și da, da. Am mulțumim tare mult. Da, numai bine. Și așa. Dar asta e bine, da? Sau poate nu? Până ziua, unde vă duceți așa de repede, unde vă din de ce? Da. La jurnal trebuie să încerc. La jurnal trebuie să încerc. De ce nu lucrați? Astăzi, la noi unde lucrez eu, e zi liberă. Ce sărbătorim astăzi, dacă totuși e zi liberă? Eu, în general, am ieșit considerând că este ziua Europei. Europei? Da. Da? Da. Am întâlnit foarte mulți oameni care îți de altă părere, unii îți de ambele păreri și cazuri din astea unde omul spune că e ziua Europei sunt foarte rare. De ce ziua Europei? La început ziua Europei sărbătoream în piață cu regret. Vedeți că aceștia cu 9 mai au ocupat, ei au acaparat tot și ziua Europei văd că e transferat pe altă zi. Important e că e spațiu pentru toată lumea. Da, dar totuși direcția noastră spre viitor este în Uniunea Europeană, apropiere de România. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumesc!
Mi-a plăcut de omul anul ăsta. Da, mi-a plăcut. Ce v-a făcut mama așa grăitoare? Bună ziua! Spuneți, vă rog frumos, de ce nu lucrăm asta? După sărbătoare. Sărbătoare? Ce sărbătoare? Da. Ce sărbătorim interesant? 9 mai. 9 mai? Da. Ce anume sărbătorim? Ei, spun că Deni Pobedă, cum să zici. Dumneavoastră sărbătoriți? Da, cum? Da, cum? Da, e mare. Mulțumim. Am înțeles, da. Mulțumim tare mult. Zi bună. Zi bună. Da, zi bună. E mare sărbătoare, dar cum? Foarte mare sărbătoare. Hai că mai sunt niște oameni așa aici, aia să-mi întreb. Bună ziua! Spuneți, vă rog frumos, de ce nu lucrăm? Da, stăm pe scaunel. A, de ce nu lucrăm? A. Păi sărbătoare, dragă, nu? Ce sărbătoare e astăzi? Că părerile sunt împărțite. Sărbătoare, eu am să vă spun care sărbătoare. Da. Tăticul meu așa. Până la Berlin a ajuns. Așa a fost vremea, tare serioasă, și eu gândesc că lor nu le-a fost tare, tare dulce în vremea aceea. Totuși ziua asta trebuie să fie însemnată. Hai să mai dau și pe românești, mai vedem niște oameni aici, o să-i întrebăm și pe ei. Bună ziua! Cerem scuze, dar de ce vă odihniți dumneavoastră astăzi? Ce nu sunteți? Fiindcă e ziua Europei. Ziua Europei? Marcată. Da, astăzi. Da. Și doar a Europei? Europei și ziua Berlinței. Dumneavoastră ce marcați de fapt în suflet? Eu în suflet marchez ziua Europei. Ziua Europei. Că părinții la mine au luptat și cam nu-i prea bine. Istoria noastră nu-i prea dreaptă. Înțeles, un pic sunt abate. Da, și mari, mari. Eu sărbătoresc pacea mondială în lume. Ei au luptat pentru pace, nu pentru atunci nu erau lucrurile astea. Deci acum se îmblă cu dezbinări între oameni, cu ură, cu nu știu ce. Ești de partea aia, de partea cealaltă. Eu nu sunt nici cu socialiștii, nici cu... Nu sunt cu Hristos. Am așa liniștit pe scaun el? Eu lucrăm. Te-ai tare te interesați cum așa de pe scaun. Dar nu o să nu mă interesez. Dar și sărbătoriți ceva așa. Te și de interesat pe nivă, ce-și fac eu? M-am întrebat, nu mă interesează. Eu nu vreau să mă întrebi tu, văbșe, nimic. De ce nu fac și reporteriți de asta, de... de nervat oameni? Serios, îmi place să nervez oameni. Ei, dar ce-ți faci? Sunt de ești, e drept. Sunt oameni care iubesc cartoful și sunt oameni care nu iubesc cartoful. Sunt oameni care înghit prostiile de la televiziune, sunt alți oameni care nu le înghit. Asta e televiziune, ce-ți faci? Asta e viața. Mă, tale, nu m-am mai filmat atâta, hai, adie. Ce semnific pentru oameni ziua Europei? Viză, poate? Eu sărbătoresc ziua Europei și ziua Deni Pobedă și Deni Ziua de Bastilii. Interesant, copilul meu, ce sărbătoresc ziua Europei și ziua Victoriei? Așa se zică mama. Da, ce z Днем Победы и хорошего настроения и здоровья. Și domnilor, asta a fost Bârfa Zilei. Rămâneți în continuare cu Dora Show. Noi ne revedem săptămâna viitoare cu noi știri. O seară buhnită să aveți! Of, mulțumesc tare mult cu mătra mea, Raisa. Oameni buni, vorba și e, cu cât mai mulți sărbători, cu atât mai multe zile libere. Că noi iubim și smâșim, dar iubim și ne odihnim, și ne mai ducem pe un deal, pe o vale, pe o laiță. Aici au fost, Doamne! O, să-mi scot o leacă asta, că totuși parcă chiar să... Of, căsuța asta e ca oameni buni, e ca, vedeți? Am ștors și lână, ai eu țin minte, Dumnezeu să-l ierte, jucheu aia, nu aia, dar de la alcool. Și eu, dar mă fășem, stănuț, fășem, covoraș, e ca aici. Of, măiculeț, mă doare în bord, las că-i burșa așa, ole. Filmează-l, te rog, și pe aneu a doilea de la două căsătorii. Ah, ăsta nu, ăsta e cum Anatol Mărzienco, ăsta e amantul, nu-l filma, te rog, dă-i paș. Lasă-l, lasă-l, o grada-i pustii, iar pustii, Dora părintească. Cu stiumașele noastre care ne replecă, de câte vedeți?
E ca pieniu, țin minte, într-o iarnă vine el. Era o frigăraie, Doamne ferește. O veni să mă pețească. Și erau trei jaci, l-o juchită de amărunțel și a lăsat-o ca amintire. Așa, au avut mari cumpini au avut. Așa, dacă ne duci în psihotare, tăi să deschiști, e ca grinda, e ca am și-o moartă aici, dar și să-i faci, lasă-o, mă acoperi-o. Uf! E că asta e cadou de la soacră mea, ușigo. Da, lască. Ia uitați, frumoasă eram tânără, frumoasă, cocheată, ufcă. Mă dau și eu cu englezismi. Așa. Oameni buni, vorba și ea. Indiferent unde nu ne-o înduși, să nu uităm. Și vrei, măi, Iura? E ușor, două, ți-am grăit, pune ușorul cu apă, că trebuie să pun florișelile astea, cam ușor, urs de ghibiliu. Așa, oameni buni, vreau să vă zic, indiferent, în și colța lumii, suntem, trăim, ne dușim, nu uitați să veniți acasă, să veniți la prispă, la câinile care de mult au murit, la copacul din nuc care ia ca echetru ăsta, e bolșă. Iruța, Iurăcica, puișor, ia da spunem narcizii ăștia și liliac, flori de liliac, sunt un pui de dor. Așa, Iurăcica, hai puișor, ești mai jută că singură. Iurăcica, hai mai să spunem floricelile astea în apă, că ori să moarete. Of, Doamne, aer curat, ia ca aici ieșăm. Adevărat, o înjiet! Tu de grabă ai să te duci la cât băutură bagi în tine. Asta e cu mătra lui Funia, să o vezi, parcă e moartea hadea aceea. Of, măi, dar nu știu și ultima perioadă, oricât la zborul ăsta, dar nu știu și mă zvâcă-i pe la spate, nu știu. Of, ce ați mai făcut, oameni buni? Și, iar că să-mi spuneți, mie că a lipsit vreo două zile, dar știu că ne-a scris pe internet, pe Facebook, să comentez ținutele de pe înțintirin, de pe la blăjini, dar de-am gata, pe Moldova nu-l mai înveț, dar vreau să vă zic că m-am interesat, ia să deschidem noi. Opa! De grabă mă duc și eu. Așa, jurnal de Chișinău. Este șinii. Valbutnaru, așa. Plahiduță, of, cruci de aur cu casa asta, Dumnezeu. Nu ne-l filmați, vă rog frumos, pe ăsta, că ia să vedem noi. Și noteți International, așa. Văliu, stați că la mine e minus 17 și eu pe eu până citesc, asta e mine și emisiunea și ați văzut ce și ați văzut, așa, ia câte, oameni buni, a fost ea ca un eveniment de caritate în New York, acolo, la America, acolo unii s-au mare parte din moldovenii noștri, așa, și unii s-au adunat și ele mai extravagante, costume, rochi. Amu trebuie să mergi cu samocatul ăsta pe aici. Amu! Așa, ia să comentăm noi. Eu cât am să mă uit aici, am să fac așa șac, să vedeți și voi la televizor. Așa, prima ținută să o comentez eu este asta, cum o cheamă? Lady cu Y, Lady Gaga. Au avut, oameni buni, vreo 17 ținute. Mai întâi au apărut într-o rochie din asta roz, fucsia, te durea ochii. Au avut o de asta un colier, 2 milioane de dolari. Dar eu cu 2 milioane de dolari, eu îi fac aici un euro remont, îmi pun și termopan și îmi fac și mansardă și fac și așa. După rochie asta, într-o altă rochie, până s-o pomeni cu... Doamne iartă, dânsa goală, că... Mai am și vecini, să nu cred chiar să... Așa, mergem mai departe. Doamna, că... cum... Leu. Catiușa Piaje, Cat Perry, la biserică, că uitați-vă, ei e bună de luat așa de căpșean, de dus la mine la biserică și de atârnat sus, și e numai bun Policandru la biserică, de morți, ai stat prin 40 lumânări. Uitați-vă și ținută extravagantă. Doamne ferește! Înțeleg, mergem mai departe, așa. Păi, dar și ăsta e mort?
Billy, un actor, eu nu-l știu, că eu știu numai pe ăștia tinerii. Un actor, Billy, nu știu, mi-a adus aminte de morturile, știți, când iese pe ușă, ies 6 gropieri și-l duci pe mort, numai că pe ei s-a l-a îmbrăcat tăt în aur și-a pus arighi de ăsta, de liliac. E extraordinar de frumos, e ca, auzi, Iura! Pe mine fix așa să mă scoteți, mă împodughiți tăt cu aur, numai că scoați ușlic nans în cap, ca să mă lățesc. Mergem mai departe, așa, Gongo, Celine Dion, eu am impresia că femeia asta ar trebui o leac să mănânci, nu știu cu dânsa, parcă ceva, o slăghește, să... prin fața camerii, vedeți ce înseamnă dacă te bagi în fața camerii, rămâi fără coadă, ilmează pica, hai coșca, fugi de aici. Mi-a plăcut tare mult rochia lui Celine Dion, tătă plină cu argintiu frumos, parcă era un păun de ăsta frumos. Eu aș invita-o la niște găluși, la o plache, la o colibă, oameni buni, pentru că slăbuți, sarmana și se fac. Și ultimul, Transfiguration, Michael, mai scurt, Mihail, la mine Mihail în Moldova, o veni pe jumătate. Așa, amutați, măi, strești, stați, amutreșeți. Am trezit, până amusatul ăsta era mort. O veni sirena și tăți, dar mă sfac că lucrează. Să-i arăt la televizie, știu eu, ei. Așa, comentăm ținuta, era pe jumătate bărbat și jumătate femeie. Dar ori la șin s-a inspirat. Nu, eu stăt femeie, stați fără grijă. Iată oameni buni, vreau să vă zic, dacă Republica Moldova și așa un eveniment extravagant, pompos, Dumnezeule mă iartă, să duci la un moment, auzi, Iura, să filmezi, că tot satul s-a adunat aici, să-i vadă și săraci, că ei vor și ei să vadă la televizor. Dacă și așa un eveniment frumos și în Moldova, poți să mor liniștit, că tot mă chinui cu vedetele noastre, dar ieșiți mai din zona de confort. Ieșiți de rochițele astea, de prințese, de tante Ludmila Show, cum îi mai zici. Of, Doamne, dar atâta hămăiți, ar trebui să pun ceva în guriță, dar știți să fac, să mănânc numai la huși. Ole, ei, ce să-i faci, e greu la țară, dar dacă nici la oraș nu-i mai ghini, că mor de foame dacă nu crește o oaie, o pușică, o vacă, ole. A rășit, m-a ținut Iura la periet și i-am zis, parazitule, ține-mă deasupra, ei. Am zis să fac ceva mâncare, dar știți, eu s-o gospodin din asta care mai mugrăiești. Și am chemat-o pe o nepoată de-a mea, Natasha, și cu alt nepot de-a meu, Iliușa. Ține-mă drept, știu ce ești. Eu am crezut mai că Bruno e mort, dar el e jiu. Țacădor! Hai treci! Ce faci, Țacădor? Nu-mi neamăle, trebuie să vii la Blăjini, măi, că am pregătit o pomană ca o floare ectă. Natasca lui Nator! Bună ziua! Bună ziua și ca adevărat am viat, așezați-vă, vă rog frumos! Of, Doamne, ectă! Am și mă mândri! Și țara are cu să mândrească, cu nepoți talentați! Dar noi știți, noi în familie, așa? Păi nu-i dăm câte un păhăriel, noi nu ne dezlegăm la... Și viața e mai frumoasă. Și viața e mai frumoasă, așa? Și bineînțeles, noi bem a priori wine, pentru că ne ești drag, așa? Da, mai întâi la Doamne, iau la dânsă! I s-am lutat, dar cum? Am vrut să-l chem, dar de unde așa costum frumos? Dar cum de unde? L-am găsit! O smerial mi-a zis, cu schiumul ăsta, ori să mă îmbraci ca să mă îngroape. Eu de grabă nu mor, așa că... Ia spuneți, voi numai că acum succesul e de vedetă! Hai, noroc și nipa-n-o! Opa, așa! Cum succesele? Slava Domnului, tot e bine. Așa? Da, muncem, dădem din coate. Eu ești de simplu. Și șezi, florești, tot florești. Ne gândi să el șezi. Spune tu că ai o parteneră de scenă frumoasă, talentat. Dar de ce nu aveți denumire de formație? Rămânem fiecare cu numele lui. Natalița Olaru și Ilie Maxian. Dar haideți să vă provoc acum, repede. Aveți la dispoziție 3 secunde să gândim o formație pentru voi. 1, 2, 3 și prima formația voastră este... Sora cu frate. Ok, a doua? Nu știu. Hai, dă-i eu să mă gândesc așa, Nătălița Olaru și Ilie. Ilie și...
Da. Sunt sănătoși, oameni buni, ești. Voi sunteți mai mult pe la Petre. Am văzut că ați făcut un videoclip nou. Azi așa, dar mâine cum? Mâine cum să prindem? Cine a fost regizorul clipului? Vreau mai multe detalii. Știu că a fost acum o lună în urmă. Da. De ce ați decis să vă întoarceți? Nu că la casa părintească, dar cum am Evu Mediu. Așa... Atunci tot erau moldoveni. Serios, eu credeam cu moldovenii s-au născut de când s-au născut Dora. Acui a fost ideea să vă întoarceți în Evul Mediu. E ca chiar interesat. Iliușa, ia spune-l măcar. A mea a fost ideea. Așa? Pentru că am vrut să redăm un... ceva ce nu-i. De unde? De la origini vorba aceea. Da. Și cum ai reacționat atât de cătul? Când ai zis că hai să ne transformăm în... Eu am fost categoric contra, pentru că eu din start plănuiam să facem o nuntă super modernă. Așa? Sau o nuntă retro. Unde Ilie a venit cu ideea, hai, uite, în epoca de piatră, tot erau moldoveni, dă să ne închipuim că noi eram atunci. Eu trebuie să recunosc că am văzut videoclipul și mie chiar mi-a plăcut. Este început, este subiect și este sfârșit. Maladeț, bravo. O întrebare care mă frământ când am fost la Blăjâni, după cum bine știți, și pomeni ați dat anul ăsta, și mâncare ați făcut, și mai faci și mama, sormea. De obicei, la cimitir se dă pomenii, telefoane sau ceva. La soroca unde? Ceva de genul ăsta. Nu, dar noi ne-am ținut de tradiții cu cănuțe și farfurii. Mă, nu zic de plasmați, că zic că suntem nații de asta săracă, să nu zicină. Nu, de sticlă. Am înțeles. Mama și faci. Copchii da, și faci. Am fost la cimitir la tata. Așa, Dumnezeu să-l ierte. Am dat și de pomană, știi cum mama. Grămădești, torbi. Așa. Are cu ăsta mana. Pomana mea este da, sau... Este... Dar pe ți-am adus, acum și tu aduc, e mașină. Eu știu cu vedetele din ziua de azi, cam rar trec pe la bucătărie, pe la casa bunicii, pe la făcutul mâncării, la dat la oaie, la tăiat un lemn. Dar de ce zici, mătate? Numai cu cântatul, una, două și microfoanele, muncă fizică, voi faceți sau nu? Sigur că da, dar păi trebuie să lucrăm, pentru că cine muncește, acela agonisește, acela așa are și ce mânca. Unii mai bine viața, la Chișinău sau la Florești? Știu că ne pot mista la Florești. La Florești. Tot e ca în Chișinău? Da, cum? E greu, așa? E foarte greu. Dar știi că unii bați acolo îți deschide. Asta îmi place tare. Dar de câte ori bați, stupid, zic, chiar mi-e interesant. Foarte multe ori bat. Câți copii ai? Ia spune la tăt țară. Uitați-vă, e tinerel, nepot, dar din sământ, de ce e bună? 4 copii am. Și ai șinșile când e plănuit? Ia că mă gândesc, anul ăsta cred că. Copiii voștri vă merg pe urme, sunt un talent acolo de voce, de privighetoare. Da, am și eu 2 copii, fetița mea cântă la pian, băiatul micuț 3 ani, dar oricum îi place să cânte. Eu cred că până vor crește măricei, vor cânta și ei. O moștenește pe mama. Cu ce se ocupă tata, e interesant? Nu l-am văzut pe Doamne, Dumnezeule. Ui, să știți că soțul meu e muncitor. Iată, el din zori până seara târziu... Nu ca ăsta cânt, ca nepot. El numai cu microfonul în mână, jene. Muncește la deal, pentru că avem... și livezi, avem și muncitori. Gospodari, măi, dacă mă trag din curpă de oameni gospodari, așa zice bunel meu, care sunt planurile voastre pe viitor? Mai aveți o piesă nouă, vă gândiți, mai scoateți un videoclip din Evu, epoca de chiatră în epoca de lemn și apoi în pământ. La fiecare jumătate de an, noi promitem că o să fie câte o melodie nouă. Așa, videoclipul a fost cât recent, o lună, două în urmă. Adică da. Voi mai aveți încă 3-4 luni maxim, aveți o piesă nouă sau nu? Da. Deja da. Care? O piesă de nuntă. Ia chiar în premier la Dora, eu până nu scot. Vreau să-mi fredu o secundă, dacă este. Adună, Doamne, adună, lume cu inimă bună. Adună, Doamne, adună, lume cu inimă bună. Azi e mare sărbătoare, să jucăm o nuntă mare. Nuntă mare și frumoasă, cu mire și cu mireasă. Slava Domnului, mă uitam, eu zic, cum să-i zavodiez, măi, ce să-i fac? Trebuie să-i pui scânti. Tu n-ar trebui să-l pui, dacă scânti și iesi. Am înțeles. Cine pe voi vă inspiră? Aveți un interpret autohton de muzică populară, muzică ușoară, muzică artilerie grea de asta? Pentru mine... Nu zic că v-ai văzut și ca și... Ca și cine? Formația acolo, hai. Nu mai spun, îmi place foarte mult piesele noastre moldovenești. Eu sunt de mic
Moldovan, Dimit. Moldovan, așa. Da. Și am o plăcere de dansuri moldovenești. Dimit, copil, îmi place să dansez. Muzică populară noi avem așa, ai cum îl cheamă, Igor Cuciuc? Da. Mai departe? Lenuța Gheorghiță. Adriana Ocșanu, Adriana Ocșanu, Glib, Julia Glib. Nicolae Glib, da, foarte mult. Cu cine ați vrea să faceți? Igor Rusu. Igor Rusu. Să ne legăm unul cu Igor Rusu. Cu Igor Rusu, așa. Eu cu Adriana Ocșanu. Cu Adriana Ocșanu, îți place dânsa ca interpret sau ca femeie? Foarte, mi-e foarte plăcut, doamna. Dar tu cum crezi, îi place tine? Nu știu. Adrian, ia ca în premier la Dora, ai un mir, el îți prăpădești când te aude. Dar știi vreo melodie de ei? Hai să știu, crizanteme, crizanteme. Dar cum știi? Fedonează, dar vreau să văd cât de fan ești tu, Adriana Ocșanu. Azi e ziua mamei mele, ce bucurie să-i fac. Știu că nu-i trebuie nimic, ca numai pragul să-i-l calc. Știi ce-mi trebuie mie? Ce? Mie îmi trebuie ceva să spun la gușă. Și tocmai de-aia zic, dă-ți vă provoc frumușel, să ne ducem la horn, să facem niște mâncare, că după aceea o să luăm ceva în gură vorba noastră, asta avem și energie mai multă pentru cântați, pentru bărfit. Bă, hai făguța la cuptăraș, să facem niște plășințele, uleu! Și după asta, o să avem mai multă dispoziție. Hai la mâncare, bijor, uof, tare e greu! Băleu, să împletim la plășințele de a să ne invidiez de mahala, ori să vii vecinii. Spuneți-mi, vă rog, cum vă împăcați cu... Nu rupi zază, că este duș și vorba aceea. Suntem la cadru, amu. Cum vă împăcați cu vecinii? Foarte bine. Cei mai buni vecini am eu. Așa? Dar mai buni ca ai mei, cu siguranță, nu? Știți? Și am o vecină Veronica. Ia uite, numai șuier să vină ea. De ce le Veronica, adă cartoșelile, varza în coașcă, am adus haiduși la lucru. Auzi, Iliușa, nu știu de ca fata și-i mai la măietat. Repni pui pe foc, dar noi, gospodinile, eu mai mult cu văzutul, tu mai mult cu lucratul. Să-mi vii vecina în coașcă și să facem niște plășinte. Bă, Leu, Hristos am viat, Doamne, de când nu te-am văzut, pe bă, ia ca în viață, bă. Să vă dor și să fac, din ce să dau? Asta e varză proastă sau zvarzare? E varză proastă. Am o nepoată, ectă, o vedeți? Cântă frumos! Și am zis să o provocăm, azi să vă întreabă... Dar nu prea știu o faci plășinte. O învățăm? Ia uitați, intră. E ca și da tine. Și ca și da? Vedeți? Să se asortează de la mine și-o lua Batistă cu dinste, cu... Bolini, cu bolini. Cum te și... Vol să numiești. Vol? Dacă eu am să mă proastă. Dar Ghiric v-am chemat azi. Dar nu muric mult, știi, învățam. Of, Doamne! Și te uiți la mine. Ia că ai calcan... Așa, aprinde focușorul și ala. Of, auzi, până aprindem focul. Dă cu mătră să-i dau. Uite, vreau cu ceadă, cu leg, din căramă și... Aproape. Da, da. Da, cu mătră. Hai. Ia. Hai, garafa și niște pute. Of, nepoții ăștia au și gribul. Așa. Hai, gata. Of, da, mă vecin ca o floare. Te luată, mă, da, ce zic, așa. Așa. Deodată numai. Da, apă, este. Gata. Mănutile. Am spălat curățele. Acolo am spălat. Vreau să văd. Vreau să văd. Amuia li spălăm frumos. Așa, dacă uitați, oameni buni, tătă Moldova mă întreabă. Ia, țacă. Ia, câtă, bărbatul pentru ce-i făcut? Să aducă. Să aducă, dar femeia? Să dea. Numai să n-aducă băutură. Nu. Așa, ole cu țică. Hai, țacă. Pune aici frumușel și... Așa, este. Bărbatul e bun, numai să aducă. Dar numai nu a... Toarnă-i frumos la femeia asta aici, Natalița. Recunoaște, de când n-ai făcut plăcinte? Tăi nemătușic. Eu niciodată n-ai făcut plăcinte. Din a luat, făcut. Opriți camera, vă rog frumos, uite la mine. Cum n-ai făcut plăcinte? Din a luat, cumpărat am făcut, dar l-am făcut așa cum... Vedeți gospodinile din ziua de azi, a luat, cumpărat. Tăi ne-țac. Așa, bă, da, proști. Și plășintele se vând. Tu ai pentru gospodine adevărate. Tu ai grijă la foc, ai înroșești la foc, dar noi de la jinică. Hai să sănătoșești și vă rog frumos. Nu luați exemplu de la nepoata mea, Nătălița, și cumpărați aluatul. Hai. Vedem că ne vedem mâine. Când ne vedem, cum ne vedem? Când ne vedem? E, e că de asta nu știu, ne vedem, dar când ne vedem cu Charlie. Hop! Sfătui cu mine, că avem mulți știu. Am stiu, studio. Am stiu. Eu mă așezam aici, rămușel, repede, am cinstit și la lucru. E, dar eu sunt la lucru.
Valeu. Hai, Doamne ajută, focul ăsta și cu dânsul aici. Doamne ajută, să-și filmează, măi, mă, încălzește sufletul, așa. Nătăița, zi-mi, te rog, care este mâncarea care se mănâncă cel mai des la voi în familie? Sau cel mai des și faci tu, în afară de faptul, cum vine a luat de la magazin? Da. Noi facem borș, de ce nu? Borș roșu. Auzi, noi facem zamăn. Dai, te rog, să fac și ei și faci. Eu prima i-o arăt eu. Da, da, așa, eu am înțeles. Ok. Ca pantind-o și întind-o și arup-o. E, da, contiz vorba și ea să rupi, numai așa, o lecuțică. Da, nu se mai rup chiar tăiat. Da, care mâncarea? Noi gătim și fripturică. Așa. Soțul meu foarte tare iubește, îi place friptura. Din și? Pucel, iepuraș, vederiță. Numai că, auzi, mă duc până în sarai, că vin înapoi. Totuși o gospodină trebuie să aibă o batistă în cap. Da, da. Vin, eu mă scuzați. Hai, voi porăiți-vă acolo. Of, măiculiță, maică. Așa gala n-ai mai rarul, diri-diri-diri-diri-diri-diri, la joși chiar dacă n-ai favorul. Numai să uiți de amacel, ai dat sus-o prin căsur. Diri-diri-diri-diri-diri, la ea că târză o s-a dus și de-o palmă colgui pus. Hai veniți la joc și voi, diri-diri-diri-diri-diri, la dacă vă place din noi. Diri-diri-diri-diri, la noi, ori vă primi. Am vrut să o pun și cu șir de aur, dar n-am, e ca e o piastă. Mă, că să te ajut, e ca așa frumos în spate. Parcă ești Sofia Vicovianca, e ca așa. Ilușa, nu te la mine, apoi de foc soacă, de grabă n-a să... De grabă nu mâncăm plăcinte, da? De grabă nu mâncăm plăcinte, să mâncăm numai... Ia ca muia. Samuna. Ia uitați-mă, așa este. Ia să vedem noi ce faci și aici. Focșorul arde. Așa, bun. Zi-mi, te rog, în afară de fapt că a prins numai focul la bucătărie, care este mâncarea ta preferată și te-a limbi soția? Cea mai tare îmi place zeama. Zeama, da. Din carne, din găină bătrână sau din găină, așa? De cucoș. Și ești ala? A, prezeric de cucoș, am înțeles. Este. Cum te alinte soția și câți bani aduci acasă un artist? Ia spune. Cât mai mult, cu atât mai bine. Nu artist, un artist, te rog frumos. Există artist și artistea. La tine să ajung, ia? Aduc un destulesc cu de toate. Pum de bani. Am o soție foarte frumoasă, foarte... Nu-i nimblat, nu-i nimblat și neocolit, direct. Cât faci un artist? Faci. Cât investești, eu știu că investești mult. Cam cât faci eu și tot investit. Adică faci și investiți. Dar dă-i mai o sumă, eu știu că fac 700 de lei. Pensia dacă vând un kil de lapte de mani, 75? Sau depinde câte nunți sunt sau cum? Depinde de nunți, da. Așa, când și la mormântări sau numai? Mai rar. Mai rar la mormântări. Mai rar. Ei, ce zi faci dacă... Știi că nu-mi premoare lumea, mai mult cum mă trebuie. Dar ajutăm cumva, poate, dacă trebuie de lucru. Cam ești scurt la limușoare. Nătălița, ia spune tu atât țara, da. Cât faci un artist? Cât mai mult, cât mai gine. Asta nu numai artiști, zic, asta zic tăți. Da. Din mic ai vrut să fie artistă? Eu... Și te-ai gândit că ești artist, să bucuri inimile oamenilor sau să faci bani mulți? Orice copil, când e mic, visează la ceva. Eu când eram mic, am visat... Eu de mic visam la... Balerină. La zarză, așa, balerină. Sau să fiu ca Valentina Tereșcova, să zbor în cosmos. O, de câte ori am zburat în cosmos, capul de sobări la mine, Dumnezeu să-l ierte! Este, în cosmos n-ai zburat, balerină n-ai fost, n-ai interpretă ești. Dar de mică spuneam poezii. Pe cine am ies, spuneți vă, știți un cânt din ăsta popular, vechi, să-i dăm noi așa frumușel, care vă place, vă mângâi pe... Ia ca să rupă. Da, un cânt de care vă place foarte mult, din muzica populară, care ne reprezintă. Mihăiță, nu mai cere fetelor guriță,
Fetele se îmbolnăvesc de dor și copile până mor de dorul lor. Mariș, badea și Mariș, dorul lui, slava, slava! Băițelul meu îl cheamă Mihai, da? De asta și știu că... A, mă, Mihaiță, este, dar vreau melodii, măi, cu Dorica, dor de mamă, ceva. Dor de mamă pierzește? Nu, e inglezește, am zis, dar dor de mamă. Dumneavoastră, spuneți-mi, vă rog, în afară, de fapt, sunteți o bună gospodină. Când ați fost mică, la ce ați visa? Să deveniți ca e balerină, de teleșcop ați duc în cosmos, ca și Belca și Strelca. Adică, știți de Belca și Strelca? Învățătoare. Învățătoare de ce? Atât când dădea anchetele la școală, te scriu învățătoare, învățătoare. Și tot am vrut să fiu învățătoare. Dar m-am gândit că să nu și o moarte de lucru. Să nu și o moarte de lucru. Așa, de cum ea recunoaște, este, bun. Da, mai bine e că fac mâncare. Așa, și eu recunosc, Doamne, zic și eu vreau tare și eu învățătoare. Da, da, nu ca așa, dar îți cunoaște după costum. Îți cunoaște după costum. Fizică, direct la fizică. Să... De curducarea fizică. Așa, plăcintele noastre. Am făcut una cu varză. Prima cu ce am făcut-o? Când și n-am văzut atent. Tot cu varză. Tot cu varză. Prima cu curiești, dar două cu varză. Iușa, dar de care îți place plăcintele mai mult? Cu varză, cu brânză. Cu brânză. Cu brânză? Abduș și bulge cabra și atunci mai spune și este cu brânză. Și cu foc și acolo. Arde. Arde, arde. Arde, slava Domnului. De-o palmă coldu-i pus. Hai veniți la joc și voi. Tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-la. Dacă vă place din noi. Tiri-tiri-tiri-tiri-la. Noi vor vă primi. Cu pământul să-l bătuși și jucăm ca bricul știm. Că nu știm cât mai trăim mai. Hai da hop și iară hop. Tiri-tiri-tiri-tiri-la. Uite-ți ca frântul cam pop. Nici-un chip nu stau în loc. Acum aprind în jocul. Tiri-diri-diri-diri-diri. Lăză școala, pământul, foc. Unii calchez nori de coc. Șapă când mă învârtesc. Tiri-diri-diri-diri-diri. La larele nu mă gândesc. Tiri-diri-diri-diri-diri. Sor străiți în tipii mini. Vreau ducă să pustiu. N-apoi să nu mă ghii. Mai trătare! În fundul grădinii ca s-o dus. Iau! Ce cărui gata! Acum am venit! Ai făcut loc la tăjinț cu brânză? Ia temă-s, ia temă-s, tătă! Ia ca mie nu mi-a dat voie să mănânc zarză. Și? Dar n-am mâncat zarză, la mine așa e, la mine... Așa e mâncat, aguti. Mi-a răzut că eu mă ia, aguti. Și-s gata plăjințelele? Da, ultima. Hai, repede dăm în cuptioreașcă și oamenii ăștia, că mă uit, să uit la noi și-ar zic, când hai plăjințelele arată bine, să le gustăm. Așa, om, Doamne. Ia ca așa, hop, hop, hop. Ei, așa-ți gospodinul în toate azi. Hop și altul în loc. Hop și altul în loc. Și, băile, ia câtele. Și nădărița, e greu să faci plășinți sau nu? Nu, e frumos. Abia că așa, zi... Mă stâng, mai fac cineva așa, luat-o. Zici și un mare mulțumesc de cine ai mie că eu ai ajutat. Da. Focșorul e gata? Gata. Ia că dacă mă-i lua la tine, Eu și pe lună și pe două. Până plășințele noastre se coacă, eu propun așa frumos ca oamenii care ne urmăresc acasă să le dăm cu o melodie. Azi așa, plășinta așa. Ce ești acolo lângă Natalița? Dar noi cadouă. Nu ești. Dar voi să bateți din palme. Nu ieșim pe tanțovcă. Noi cântăm, dar voi bateți din palme. Puneți mâinile ca așa ca mine, apucați-vă de astea ca așa, hop. Dați-vă așa o lițică mai lângă iarba, mie. 3, 2, 1, unicuța! Hop! Este! Hai băi! No? Așa-i de gheni, joacă-mi ireonul lângă apă. Vom juca și noi ca să răsuni satul. Și dacă tot răsună, sună muzica. Eu pot să spun doar una, azi așa. Așa-i de gheni,
Încet, lumea începe să se adune și muzica începe să răsune. Eu azi zbor nișel la nunta asta și dacă trebuie voi fura nireasa. Azi e așa și nu mă șel, când dimineață voi juca să prind buchetul de mireasă. Din bornișele eu sunt azi cea mai eleasă și joacă băieți în jos și nu mă lasă. Așa-i bikini, joacă mire o lângă apă. Vom juca și noi ca să răsune satul. Și dacă tot răsună, sună muzica, eu pot să spun doar una. Azi așa, așa-i bikini, joacă mire o lângă apă. Vom juca și noi ca să răsune satul. Și dacă tot răsună, sună muzica, eu pot să spun doar una. Azi așa. Cum am vrut iar pinașa, așa ghitare că s-o deschied cămașa. Iar socru mare, cat în buzunare, la muzicant să dea niște parale. Hai, vornișele, hai la joc și lasă vorba, că muzica s-a început și bate toba. Azi așa și nu mă așa până dimineața mare, strigăm la mire și mireasă. Așa-i bikini, joacă mire unul în neapă. Vom juca și noi ca să răsune satul. Și dacă tot răsună, sună muzica, eu pot să spun doar una. Azi așa, așa-i bikini, joacă mire unul în neapă. Vom juca și noi ca să răsune satul. Și dacă tot răsună, sună muzica, eu pot să spun doar una. Azi așa, Dănașule Maria ta. Și noi ca să răsune satul. Și dacă tot răsună, sună muzica, eu pot să spun doar una. Azi așa, așa-i bikini, joacă mire unul lângă altul. Vom juca și noi ca să răsune satul. Și dacă tot răsună, sună muzica, eu pot să spun doar una. Azi așa. Bravo, bravo! Eu sper să plăcii de noastră. După așa o muzică frumoasă. E și gata, ia să bate. Opa! Iaga! Mă, te-ai distoat! Aie, Iuliu! Așa, dragii noștri spectatori, vă lăsăm gura apă, vorba aceea, vă spunem o seară frumoasă. Alături de noi a fost cu mătrăne, așa, bineînțeles, Cătălița Olaru și Ilie Maxian. O seară cât mai frumoasă, mua! Iar noi gustăm din plăcințele, wow! Așa-i bikini, joacă mire unul lângă apă. Vom juca și noi ca să răsune satul. Și dacă tot răsună, sună muzica, eu pot să spun doar una. Azi așa. Încet, lumea începe să se adune și muzica începe să răsune. Eu azi zbor nișel la nunta asta și dacă trebuie voi fura nireasa. Azi e așa și nu mă șel, când dimineață voi juca să prind buchetul de mireasă. Din bornișele eu sunt azi cea mai eleasă și joacă băieți în jos și nu mă lasă. Așa-i bikini, joacă mire unul lângă apă. Vom juca și noi ca să răsune satul. Și dacă tot răsună, sună muzica, eu pot să spun doar una. Azi așa, așa-i bikini, joacă mire unul lângă apă. Vom juca și noi ca să răsune satul. Și dacă tot răsună, sună muzica. A Priori Wine, pentru că ne ești drag.